așa, ceva când te văd că faci așa, o să mă faci să mă gândesc numai la asta tot timpul, să fiu tripat așa. Mă asculti, uite, mie nu-mi place cum faci, puteți să zici da iubita. Nu pot să înțeleg cum poți să o ții așa. Eu înțeleg, dar tu nu înțelegi că eu am căutat. Dar de ce am căutat atâta timp? Ca să-i uiți. Păi de ce am căutat? Că nu m-am gândit. Ca să-i uiți. Păi și dacă am uitat acum ce vreți să fac, să mă împușc în cap? Nu, mă, păi nu. Lasă-mă atunci, eu gata. Eu zic atunci când ai ieșit pe păi poate, de ce îmi ții teorie, nu înțelegi că i-am căutat 20 de minute? De ce i-am căutat 20 de minute? Mă, tu nu mă înțelegi. Tu nu înțelegi că i-am uitat. Bine, i-am uitat, dar ai căutat 20 de minute. Zi, toată lumea mă grăbea de cauza că i-am căutat nu știu cât timp. Zi-mi o singură dată că n-ai uitat ceva. Nu, frate, zi-mi o dată că nu ai nevoie de mine tot timpul și atunci nu o să mai uit nimic. Zi-mi o singură dată de câte ori te-am rugat ceva și n-ai uitat. O dată zi-mi. De fiecare dată când te-am rugat un lucru, auzi ceva, în patru luni te-am rugat de două luni, de două ori. Mereu ai uitat. Da. Mi-ai zis să ies la bă, dar tu nu înțelegi că nu mai poți să dai timp înapoi dacă am uitat acum. Doamne, dar tu nu poți să mă asculți fără să mă contracarezi. Dar trebuie să mă terorizezi acum, am înțeles, n-am vrut, ți-am zis. Ce vrei să păi fac la mine? Păi și vreau să mă asculți, atâta ce tot. Ce să-mi ții morală că am uitat aia? Hai, gata, nu mai îndoar nimic. Păi, ții morală că am uitat, te-am uitat, ce să mai fac dar acum? Dar nu vreau decât să mă asculți fără să mă cer cu tine, se poate? Păi spune iubitatea, îmi trebuie, e supărată, ci că da, supărată. Și tu ții la mine. Păi că eu nu mă gândesc la tine. Nu, ia și ai exact căutat. Tu nu înțelegi de ce să te-o supărat. Că nu țin cont de tine. Nu. Da, de ce ești supărat? Nu mai contează. De ce ești supărat, zi? Nu mai contează. Eu nu pot să vorbesc cu tine fără să-mi țin la mine sau să nu mă ascult. Tu mă faci așa într-una. Nu vreau să mă ascult, da, iubita mea. Hai spune acum. Hai spune acum că poți, zi. Nu mai vreau. Zi, hai. Vorbesc cu vecinii. Păi zi, mă, de ce ești supărat? Acum ce figurile astea așa în cap? Eu vreau doar să discutăm la rece. Da, la rece, am uitat ce vrei să fac. Păi și de ce faci așa și ai făcut material? Faci eu fac sau tu? Păi dacă nu citești că da supărată. De ce faci tu așa acum? Nu mai faci așa, ești din starea asta. Nu mai fac, lasă-mă să mă duc să-mi iau perche de chiloți. Păi calmează-te și după aia ți-ai perche de chiloți după ce te calmezi. De ce nu-mi termini și mie asta de călcat pe altul? Ăla e călcat pe al meu. Dă-l pe față puțin. Păi ăsta e al meu ăsta mai mare. Nu e al doilea ăsta? Păi nici eu nu vreau să calci mâneci neapărat, dar dă-i sus aici, că este urât, uite. Asta pe aici. Asta, dă-le puțin pe față, aici puțin, aici puțin și gata. Păi dacă tu nu încetezi, mă, eu vin, plec, mă întorc și tot ăla... Stăteam aici pe asta să mă uit, dacă totuși chiar atât de supărată ești și... Și ce vrei să fac, iubita, acum? Să nu ne mai certăm, măcar o săptămână se poate... Păi și de ce scoți ochii pentru aia atâta? Ori tac din gură de tot silențiu ăsta... Nu, frate, ți-a zis și Alin, dă-i în cap acum. Păi Alin nu-i iubitul meu, da? Da, păi, dar nu trebuie să mă terorizez dacă am uitat o perche de pantalon, nu, Ana? I-am uitat și tu ai uitat alte lucruri și nu m-am supărat. Chiar dacă ai avut motive bine întemeiate și frumos puse cu cămașa și cu toate astea, nu ți-a zis nimeni, nu s-a supărat nimeni, pe tine nu ți-a făcut nimeni morală. Dar tu îți place ție să mă cerți mereu. Gata, n-am vrut. Voiam să te cer, Doamne, puteți să-și dai iubita, te ascult. Atât aveam nevoie. Sau și dacă spuneai lucrul ăsta, încheiam, nu mai ziceam nimic. Da, tu ai nevoie să fii ascultată, dar altceva nu ai nevoie și tu să... Da. Înțelegi și tu altceva. Așa, de ce nu te-ai gândit? Băi, am zis prostul ăsta, că ăla a fost la mine, am zis că să le aducă, le-a căutat jumătate de oră degeaba. La asta păi nu te-ai mai gândit. Păi, eu la mine, la la tine, da. Știai că le-am adus. Nu, nu știam. Ți-am uite asta, dacă vrei să ne îmbrăcăm. Și ai zis ce să le îmbrăcăm. Sâmbătă trecută s-a întâmplat. Ce să le mai îmbrăcăm sâmbătă asta, cică? Nu, acum două sâmbete, minte. Tu ești așa, mă, nu știu, nu te supăra pe mine. Nu mă supăr, ce zic acum, mă supăr și că am făcut proastă, nu te-am făcut proastă, ți-am zis ce inteligentă ești, ironic, nu te-am făcut proastă. Ce, mă? A, tu dai, stai cu mine, că am zis așa, nu? Pe atunci de ce am scos numai lucrurile urâte în evidență tot timpul? De ce faci asta zi? Te întreb, de ce? A, n-ai treabă, nu? Perfect day! Yes! Că am uitat blugea? Nu, bă, frate, tu nu poți să te potolești, mă, sincer acum, tu nu poți să te potolești? Dar tu nu poți să te potolești, mai faci așa, îți bagi joc de mine să mor eu. Dar nu poți să te potolești? Ceva, și eu ce fac? Ia zi. Ce vrei tu? A, stau după figurile tale, nu? Bine, mă, lasă-mă, pace. Și gata.
Normal. Când ajung ca așa ceva?